Dumnezeu să-ți fie suficient, cu Max Lucado. Pare că niciodată nimic nu este suficient. Nu este suficient timp, noroc, încredere, înțelepciune, inteligență. Prin urmare, ne îngrijorăm. Dar îngrijorarea nu schimbă lucrurile. Iisus a spus, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Evanghelia după Matei 6:26-27. Poți să-ți petreci zeci de ani având gânduri de îngrijorare despre viața trecătoare și apoi să nu o poți prelungi cu un minut. Îngrijorarea duce la nimic. Iisus nu condamnă îngrijorarea justificată față de responsabilități, însă îngrijorarea continuă, programată mental, îndepărtează prezența lui Dumnezeu. În îngrijorare, nesiguranța este înfruntată fără credință. Mai mult, îngrijorarea adună provocările zilei fără a-L include pe Dumnezeu în ecuație. Iisus a spus, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că L-ați și primit și îl veți avea. Evanghelia după Marcu 11:24. Fie ca Dumnezeu să-ți fie suficient.